Începând din 23 mai, elevii claselor a doua, a patra și a șasea au intrat în procedurile de evaluare a cunoștințelor la limba română și matematică, după calendarul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării. În data de 23 mai 2016 a început evaluarea națională a elevilor aflați la finalul claselor a doua, a patra și a șasea, cu testul care vizează evaluarea unor competențe din area curriculară limbă și comunicare la clasa a șasea. La evaluarea de la clasa a șasea sunt înscriși 4.782 de elevi din 119 școli și au fost prezenți în data de 23 mai 4.598 de elevi. Următoarele probe se vor desfășura astfel. În 24 mai, matematică și științe ale naturii, clasa a șasea, urmează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclu primar la finalul clasei a patra, 30 mai limba română, 31 mai matematică, 2 iunie limba maternă. Evaluarea națională a cunoștințelor de limba română și matematică la clasele a doua, a patra și a șasea se face în baza unui ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării elaborat în luna decembrie 2015, care are anexat și calendarul de administrare a acestui proces de evaluare. Rezultatele obținute de elevii supuși procesului de evaluare vor fi centralizate la nivel de județ și trimise Ministerului Educației și Cercetării.